vă spuneam că site-ul nostru pariurunx2.ro a lansat noua versiune, noua sa față, arată mult mai bine acum când intrați pe site, totul este modernizat și avem acel live score extraordinar cu date statistice, extrem de modern acest live score, este unic în România, nu e copiat după Flashscore sau mai știu eu după ce. Adevărat, Flashscore este un nume de referință, dar noi avem niște lucruri personalizate. Spre exemplu, poți compara, când te uiți acolo la cote pe Flashscore, vezi câteva cote. Ei, la noi vezi toate cotele posibile. Unde scrie compară cote, acolo unde vedeți în mijlocul ecranului, compară cote, poți să selectezi ce cote vrei să compari și ai inclusiv să compari cartonașele, cornerele, faulturile și așa mai departe. Ceea ce e nemaipomenit că toate lucrurile astea sunt selectate și poți să pariezi direct de pe site-ul nostru. Adică nu suntem noi case de pariuri, ci doar pentru a simplifica poți să pariezi, dai click acolo și deja îți ia pariul dacă tu ai cont la o altă agenție, îți ia pariul și te duce direct acolo unde ți-ai dorit. Evident, sunt toate aceste date nemaipomenite, putem compara meciurile directe, putem compara forma, putem vedea știri, informații și ponturi, ceea ce e iarăși un lucru nemaipomenit, la un live score, unde cauți meciul pe care vrei să pariezi, să ai inclusiv ponturi, nu doar informații statistice. E bine, spre exemplu, acum vorbim despre campionatul Franței, despre Ligue 1 și este etapa cu numărul 19. Cum aș proceda dacă acum aș intra prima oară să văd despre ce e vorba? Avem Lille, Toulouse și primul lucru ne uităm să vedem și noi pe ce locuri sunt cele două în clasament. Lille este pe 2, iar Toulouse este pe locul 15. Până acum 10 victorii din 18 partide pentru Lille, neînvinsă în ultimele 4 etape. De partea cealaltă, Toulouse doar 4 victorii în 17 etape, foarte, foarte puțin. Adică ce au făcut? Mai puțin de un sfert din partide câștigate. Extrem, extrem de puțin. O singură victorie în ultimele 5 runde, o echipă care nu merge bine și care va avea viață grea în această rundă pentru că joacă pe terenul unei formații care e neînvins acasă. Lille n-a pierdut niciun meci în această ediție de campionat. Pontul nostru e 1x03 goluri la o cotă de 1.55. Sunt genul de cote pe care le folosim pe bilete. 1.45, 1.55, 1.70, așa le folosim pe bilete. Alea mai mari, în schimb, le jucăm separat. La Monaco cu Genkamp, gazdele să câștige cel puțin o repriză, cota fiind de 1.43. Meciul ăsta are o întreagă istorie, pentru că în partidele directe dintre Monaco și Genkamp, de cele mai multe ori sunt și multe goluri, peste 2.5 în ultimele 6 astfel de dispute în toate competițiile. Monaco e neînvinsă în ultimele 13 meciuri directe cu Genkamp, așadar pontul nostru, gazele câștigă o repriză, e cât se poate de simplu. Montpellier-Lyon, 2-5 goluri în meci la o cotă de 1.31, cotă mititică, da, evident destul de sigură, să spunem așa. În meciurile din deplasare ale lui Lyon e foarte des întâlnită situația în care se marchează multe goluri. Așadar, ultimele 6 au fost toate peste 2.5. La Rennes cu Nîmes avem 2-4 goluri, e o cotă de 1.55, senzațională această Nîmes care, iată, reușește să stea fără emoții în campionatul Franței, ba mai mult de atât, face o impresie plăcută, o echipă în partidele căreia se marchează goluri, a câștigat ultimele 3 deplasări din campionat, așadar, cu siguranță la Rennes va merge cu pretenții. Pretenția, în primul rând, va fi să marcheze, va fi să plece neînvinsă și cred eu că sunt scenarii care au șanse destul de mari să iasă câștigătoare. Dar în același timp, formația gazdă vine după 4 victorii consecutive în toate competițiile, așadar și Rennes are un moral destul de bun. Sunt echipe de
over, cred eu, în momentul ăsta și statistica ne confirmă, spre exemplu, în ultimele trei meciuri, trei etape, a făcut de fiecare dată peste 2,5 și a marcat cel puțin 2 goluri în fiecare dintre acestea. Saint-Étienne joacă cu Dijon, pauză sau final 1. Sunt mulți absenți la Dijon dintre jucătorii de bază, tocmai de aceea deplasarea la Saint-Étienne este una dificilă. Probabil Saint-Étienne va câștiga meciul. Noi jucăm mai simplu, o variantă ajutătoare, să spunem așa, pauză sau final 1. Dijon nu se descurcă deloc bine în deplasare. În 5 din ultimele 7 deplasări nu a reușit să marcheze. Evident, mă refer la partidele de campionat. Pe de altă parte, Saint-Étienne e redutabilă pe teren propriu. În 5 din ultimele 6 partide jucate acasă, 5 din ultimele 6 etape jucate pe teren propriu, a reușit să se impună. Probabil și cu absențele de care vorbeam, cred că Dijon nu va câștiga această partidă, probabil o va pierde, dar pentru siguranță jucăm pauză sau final 1. Cota e ofertantă, 1.40, nu e 1.15, e una atractivă, zic eu că e bună de pus pe un bilet. Și de asemenea, forma formației oaspete e una lamentabilă. În ultimele 14 etape a câștigat o singură dată, așadar foarte, foarte puțin. Și un ultim pariu e din categoria pariurilor speciale. Antrenorul lui Marseille să fie demis primul dintre toți cei în activitate în momentul de față. E o cotă de 1.60. Rudy Garcia, mie mi s-a părut de la început nepotrivit pentru această echipă. N-am văzut-o, cu excepția campaniei de Europa League de anul trecut pe Marseille, având vreun succes deosebit, dar mi se pare că scăpările pe care le are acesta în viziunea sa sunt extrem de îngrijorătoare și probabil că el trebuia dat de mult afară și altfel nu se mai ajungea la sezonul ăsta, a început destul de prost în momentul de față. 5 meciuri consecutive fără victorie pentru Marseille, extraordinar de greu de digerat acest lucru pentru suporterii. În Serie A, prieteni, câteva meciuri interesante. Noi le-am selectat pe cele care ni s-au părut mai simple de pariat. Spre exemplu, la Lazio Cagliari, gol în ambele reprize, are o cotă de 1.50 și pentru o cotă de 1.67 putem paria Immobile marchează. Ne aducem aminte pe vremuri când pariai pe marcator, aveai măcar un 1.90, dar de data asta la Immobile cota e doar 1.67. E adevărat că Immobile, golgheterul lui Lazio, e un jucător la care te aștept să-ți înscrie etapă de etapă sau, mă rog, cel puțin des. Și mai mult de atâta, istoricul partidelor directe dintre Lazio și Cagliari ne spune că cele două formații de obicei fac meciuri spectaculoase. În cinci din ultimele 6 meciuri directe au fost peste 2,5 goluri, adică 3 sau mai multe goluri. Probabil se va păstra această tradiție, mai ales că vorbim de Lazio, o echipă care nu știe să se apere, o echipă care primește gol meci de meci, dar care și marchează și l-are pe Immobile acolo. Probabil pariuri câștigătoare amândouă, rămâne să vedem dacă ne surâd de șansa sau nu. Milan o primește pe Fiorentina și aici colegii mei mi-au sugerat pauză sau final X. Eu vă spun sincer că eu aș fi mers pe victoria Milanului, însă probabil că și acest pronostic este îndreptățit. N-ar fi exclus, spre exemplu, ca la pauză să fie aici și la sfârșit să câștige Milan. Dar pauză sau final X e un pont bun și o cotă atractivă, 1.73. Mi se pare Fiorentina o echipă care mai are încă destul de mult până când să fie una dintre cele care se bate la primele locuri din clasa mea. Milan a trecut printr-o perioadă proastă, dar zic eu că se poate reîntoarce pe drumul cel bun. Parma-Bologna, ambele marchează. Juventus-Roma, 1 solist,
la o cotă de 1,44. La Parma, Bologna avem o cotă de 2 pentru ambele marchează, așadar luați-o în considerare. Iar la Juventus, Roma, probabil că în ciuda numelui echipei oaspete, Juventus va câștiga din nou. E tradiția meciurilor directe jucate la Torino. 8 victorii în ultimele 8 meciuri pentru Juventus. Cam astea sunt datele partidelor pe care le-am selectat din Franța și Italia. Restul campionatelor au fost analizate în emisiunea de ieri, așadar dacă vă pregătiți pentru weekend, trebuie să vedeți înregistrarea emisiunii de ieri și înregistrarea emisiunii de astăzi pentru a avea tabloul complet. Am alcătuit un bilet pentru weekend și vă propun să-l vedem chiar acum. O să vedem biletul pe ecran, dar ponturile le vedem pe site, pe pariuri112.ro. Acolo veți găsi și descrierea acestor partide, adică o să vedeți avancronicile meciilor, o să vedeți mai multe detalii și evident veți putea decide dacă merită sau nu jucat acest bilet, care are o cotă totală de 8 și 17, așadar un bilet foarte, foarte interesant. Sunt doar 5 meciuri, șanse bune de câștigat, cam așa, între 4 și 6 meciuri de obicei sunt șanse mari să câștigi un bilet cu 4-6 meciuri pe el. În rubrica următoare vom vorbi despre cotele mari pe care le-am ales, așadar super cotele pariuri 1x2. Când avem cotă de 15, nu ne sfiim să le dăm. Când avem cotă de 2, le dăm și pe acelea. De data asta, cotele sunt undeva între 2,45 și 3,50. La Blackburn cu Norwich, Pukki înscrie oricând. Aici, asta e cota de 2,45. Rotherham, West Brom, oaspeții câștigă și ambele marchează, 3,50. Și, respectiv, la Barcelona cu Celta Vigo, penalti în meci, partidă interesantă și de ce nu putem încerca nebunii de genul acesta. Eu l-aș mai încerca și Barcelona câștigă și peste 3,5 sau Barcelona și ambele marchează. Sunt toate variantele clasice până la urmă, pentru că știm foarte bine despre ce e vorba aici. Bun, am văzut și asta, acum ne pregătim pentru biletele weekendului. De data asta nu mai avem bilete pentru sâmbătă, duminică și luni, ci doar pentru sâmbătă și duminică, pentru că luni n-ai ce să joci, e o ofertă inexistentă aproape. Am zis să nu ne complicăm, să nu ne riscăm viața, să zic așa, dar sâmbătă și duminică mai sunt meciuri, mai ales sâmbătă sunt multe meciuri pentru pariorii care se gândesc la weekend. Sâmbătă e ziua cea mai ofertantă. Am ales așa City cu Palace 1, evident, Napoli cu Spal, adversar la îndemână pentru Napoli, și Chievo Inter, doi solist, cota totală a biletului nostru de sâmbătă fiind 2 și pentru o cotă de 2,01. Și duminică avem niște meciuri, Everton Tottenham, gazdele, cel puțin 4 cornere. Everton e o echipă care joacă ofensiv, care încearcă să își creeze o acțiune de atac și probabil vor fi și goluri, nu doar cornere. Leganés Sevilla, oaspeții marchează, respectiv Villa Leeds peste 1,5 goluri. Haideți să vedem acum, prieteni, și restul ponturilor pentru weekend. O să le trecem așa în viteză pentru că nu mai permite timpul, dar așa cum știți, emisiunea noastră rămâne înregistrată mereu. O găsiți pe site-ul nostru pariu112.ro, o găsiți pe pagina de YouTube, o găsiți pe pagina de Facebook. Așadar, oriunde intrați, puteți să rulați aceste ponturi, să puneți stop cadru și să vedeți, dar evident ele se găsesc și pe site-ul nostru pariuri112.ro. Atât pentru acest an, ne vedem pe 7 ianuarie. Un an nou fericit, Crăciun fericit, toate cele bune! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la Juc.